Sau Ioniță, chiar dacă nu au fost titulari în foarte multe partide, au intrat de mult mai multe ori pe parcurs, au fost soluții de final de meci cei doi, am dat exemplul lor. Începe așadar această confruntare care, spuneam, pleacă de la 1-0 pentru Steaua și o primă minge trimisă către Florea, preia Nicolae. Erba a venit să completeze atacul, e clar că el nu a avut niciodată garantat locul de titular. Muniru recuperează, faza continuă în fața porții, Bawab înscrie gol Steaua în minutul 4. Ce greșeală face Filipe Teixeira, cer cu insistență la Ovidiu Hațegan jucătorii Astrei să reconsidere această reușită a Stelei pentru un eventual sau din cauza unui eventual fault al lui Muniru. Iată faza, Filipe Teixeira cu o preluare largă, mi se pare totuși o intervenție pe mingea lui Muniru, foarte neatent Filipe Teixeira. Muniru așteaptă acolo, cred că dă în minge, cred că are dreptate Ovidiu Hațegan, aici se va vedea cel mai bine, cred, aici nu mai e atât de clar, da. Da, parcă n-a lovit mingea, mijlocașul Stelei. Minge respinsă de Steliș, acum șutul lui Geraldo Alves, o ciocnire destul de tare acolo. Ovidiu Hațegan a făcut imediat semn echipe medicale să intervină. S-au dat cap în cap Muniru și Roșu, iată momentul. Și cred că mai rău s-a lovit Muniru, mi se pare că e lovit în figură. Bine, Roșu atacă mingea acolo. Și iată cum e trimis Alex Bourceanu la încălzire. Roșu tot la margine, cu un nou bandaj, Enache, o centrare blocată de Ricardo Alves, urmată de șuta lui Enache pe colțul scurt, respinge bine Gavrilaș. Continuă Râpă, Baua pentru Râpă, foarte liber în careu acolo, Râpă dă totuși previzibil, Scarlatache exact pe acea pasă se ducea, însă e un joc bun al Stelei până acum și iată, va fi schimbare și la Astra, iese până la urmă Roșu. În timp ce noi revedem șutul lui Enache, Filip Bourceanu avansează, Bourceanu scoate apoi pentru șutul lui Enache. Marica Bară, ce ratare a lui Marica, nici măcar corner, nici măcar cu atât nu se alege Marica. A fost bun șutul lui Enache, iată, puternic pe centrul porții. Nu știu dacă a atins Gavrilaș acolo, mingea trimisă de Marica, probabil aici vom vedea cel mai bine. N-a fost foarte sigur pe el Cojocaru și a respins în corner pentru a risipi emoțiile. Daniel Nicolae cu capul pe lângă poartă. Jocul aerian n-a fost niciodată unul dintre aturile lui Daniel Nicolae. Altfel un jucător rapid, cu tehnică bună. A avut un impact pozitiv în jocul Astrei. A reușit să, în propria jumătate, atacul Astrei. Alexandru Stan pentru Alex Ioniță. Bourceanu se păcălește acolo. Alex Ioniță pentru Daniel Nicolae, care caută poarta. Să vedem dacă a atins sau nu Cojocaru, da. E din nou corner, da, uite, pentru aici, Astra. Aici Nicolae trage la poartă după ce mai devreme a dat o pasă și a fost dezamăgit de finalizarea cu echipierului său. Aici a preferat șutul din unghi. Da, era o minge care ar fi trecut pe lângă poartă și fără intervenția lui Cojocaru. E prima fază pe care o... Iată, însă nu face pasul înapoi Steaua și până la urmă reușește să trimită către Bawab. Acum Filip pregătește centrarea, preluarea lui Marica, e cu spatele, vine Garja, șutul este deviat, totuși reușește să rețină Gavrilaș. Mie mi se pare... Minge trimisă înapoi de Marica, Bawab pentru Marica, mai departe spre Enache, vine să-l ajute Râpă, îi lasă Enache mingea lui, Râpă, centrarea e bună, gol! Tae! Bawab face dubla iordanianul și Steaua merge în finala Cupei Ligii. Un dezastru major nu mai o poate împiedica pe Steaua, un dezastru care nu se prefigurează.
2-0 pentru echipa lui Laurențiu Regecamp, da, care are nevoie de o prestație la fel de solidă și peste 3 zile în meciul de campionat. Interesant, Laurențiu Regecamp la un moment dat a aruncat o privire arbitrului asistent și au zâmbit unul celuilalt. Regecamp și-a dat seama că a fost și o posibilă, sau mă rog, o posibilă poziție de offside a lui Enache, dar Enache a rămas pe loc, a gândit bine și Enache și Râpă dă o centrare foarte bună pentru Baobab. E seara lui până acum. Pentru Filipe Teixeira, o minge trimisă spre Daniel Niculae, apare Moise Contrat, va fi lovitură de la 11 metri. Hai să vedem. Nu mi s-a părut ceva neregulamentat. L-a lovit după ce a șutat Carja. L-a lovit după ce a șutat. Carja vine să-l întrebe pe Hațegan ce se întâmplă acolo. Pentru ce a dat penalti? Nu-i nimic. Carja vrea să întindă piciorul, dar nu-l întinde. Nu mi se pare penalt. Dă în minge, după care îl lovește pe adversar. Bate Ioniță, însă Cojocaru are un reflex foarte bun. Așa a parat o lovitură de la 11 metri și în partida cu Țara Galilor, în meciul naționalelor de tineret, tot către dreapta a plonjat. Nu văd penalti la faza asta. Ce era să facă? Puțin Carja să se dea la o parte, să-l lase pe Moise să tragă. De cât se poate de clar că încearcă să-l blocheze acolo. Acum depinde. Probabil Ațegana a gândit, așa cum am spus și eu înainte de relori, l-a lovit după ce a dat în minge. Linie. E locul meu aici. Cam asta pare să sugereze Niculae. Execută Florea în zid. Mingea rămâne în fața porții și este gol. Dar nu. E offside la Teixeira. Teixeira înscrie din poziție de offside. Sebastian Gheorghe a ridicat fanionul. Ia să vedem. Aici nu e offside. Nu, e offside. Aici e offside. Da, depinde cine a dat în minge. Daniel Niculae, cred că e cel care o împinge spre Filipe Teixeira. Da. Daniel ratează un penalti și iată, înscrie acum, dar o face din offside. Sare bine și Danda. Da, fazele astea i-au lipsit Astrei în prima repriză. Nu au fost centrări de calitate. Faze fixe a avut Astra și în primele 45 de era cu spatele la poarta lui George Gavrilaș. Bate Timo Gebhardt. O minge pentru Carja. E offside. Semnalizat în offside marocanul. Acolo. Și vedem și faza. Da, într-adevăr este offside. Se va auzi imediat fluierul de final al lui Ovidiu Hațegan. Steaua merge în finala Cupei Ligii după 1-0 pe teren propriu și 2-0 în deplasare cu Astra. Dubla lui Baobab o duce pe Steaua în finală. Adversara o vom afla mâine în returul semifinalelor dintre Dinamo și Concordia Chiajna. Legătura în studio, vor fi reacții de aici de la Giurgiu, Mădălin Negoiță și Dan Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție, toate bune, la revedere!